Šiasi, noriu knyštį. Putinu mėrį. Dėt, šiasi esu tik platytelė. Mėlė, kū. Paidėdė hrėžką. Aza, zėza, stau kumpare. Uau! Tu ai făcut asta, mami? Astăzi o să fac un vlog care e, cred că o să fie eu singurică. O să fac clătite din banană și din făină de hrișcă. Am găsit, căutam Mary Market făină de ovăs și am găsit de hrișcă și după cum am citit pe pachet, vreau să vă arăt și eu unde. Aha, după cum am citit pe pachet, aici scrie că pentru cupturi sănătoase, clătite și pâine. Iată așa. Și vreau să fac clătitele cu banane. De obicei facem cu fulgi de ovăz. Am zis că clătite sănătoase. O să folosesc banane, două banane, două ouă, vanilie și făină de hrișcă în cazul acesta. De obicei puneam fulgi de ovăz și totul dădeam prin blender. O să vedem ce o să iasă azi cu făină de hrișcă. Sunt foarte curioasă. Și paralel aici și o să fac și pentru prima dată o să fac paralel și lecțiile de teorie la școala auto. O să mă doresc să mă concentrez și acolo și aici, deoarece am avut astăzi dimineața, la ora 9 dimineața, am avut lecția de practică. Ce lecție de practică auto? Am fost prin oraș și am avut foarte emoții. Cine dintre voi a avut... Nu mi-e tremurau picioarele, cum spuneau alții, dar îmi transpira spatele. Aveam foarte mari emoții prin oraș să merg. Iar am mers puțin prin oraș și puțin prin afară orașul, da? Dar astăzi am mers doar prin oraș și am avut foarte mari emoții, deoarece am mers în ambutiaj, am trecut pe lângă multe cercuri sensoriale cu geratorii, am avut foarte mari emoții și n-am reușit să mănânc. Și am plecat acum cu tinerii la în pădure, au o lecție de practică la arta plastică. O să fac ceva, o să creez ceva acolo, o să vedeți dacă sunteți curioși pe canalul Jasmini sau Melisi, nu știu care-ți postă, o să vedeți acolo. Și eu am zis ca să nu pierd clauzul și la mine, care deja vedeți că trebuie să mă conectez. Așa, trebuie să mă conectez. Microfonul este deconectat și nu mă aud pe mine, eu doar aud pe profesor și celălalt zile. Încă lic să-mi început. Știu că trebuie să fiu foarte concentrat acolo. O să mă stăroi neapărat să stau cu ochii și acolo. Știți cum femeile pot să fac mai mult lucru odată, așa că eu astăzi o să testez acest lucru dacă e adevărat. Și o să-mi pregătesc mie micul dejun. Totodată o să fac și pentru Sergiu, deoarece el a tot a fost cu... le-a hrănit, dar el a mâncat doar o banană, de câte am zis eu, așa că o să fac și lui, pentru că după asta are el să meargă la sport și trebuie să fie în formă, da? Deci să aibă energie necesară. Sper că nu mă aude pe mine. Da, microfonul este deconectat, nu mă aude. Așa, și o să arăt și vouă cum fac eu clătitele. Sper că să-mi iasă, cum am zis prima dată, încerc cu făină de hrișcă. Așa că să vedem cum o să iasă și cât de bucat o să fie. Așa arată. Aici sunt două banane și două ouă. Le-am mișcat bineșor. Și acum o să pun făină. Cât o să pun, câte linguri o să-mi iasă aici, o să vă zic după ce o să pun. Când o să văd că masa este destul de groasă, așa ca să fie ok pentru clătite. Aici până ce se discută întrebările la lecția precedentă, așa că încă nu este ceva nou pentru mine, doar se discută. Apropo, am vrut să vă întreb cine dintre voi cei care mă urmăresc au permis auto și cine acum învață poate ca și mine.
Și totodată cei care au învățat sau încă învață acum, dacă au făcut practica, ce greșeli ați făcut voi între primele lecții, da? Sau pe tot parcursul cât ați învățat, ce greșeli faceți voi, adică aveați emoții, cum vă comportați voi în oraș la volan, adică sunt foarte curioasă dacă mai sunt cineva ca mine sau ați condus din prima foarte bine. Cum se comporta instructorul cu voi? Slavă Domnului, am un instructor foarte bun, adică da, fac greșeli, poate se enervează, dar ce îmi place că el îmi explică fără să ridice vocea la mine. Asta apreciez foarte mult, calm, îmi explică, înțeleg că este enervat, dar totodată nu țipă la mine și asta e foarte bine și asta mă ajută foarte mult, așa că vreau, sunt curios cum la voi a fost sau cum este dacă sunteți acum la Ciucalaudă. Scrieți în comentarii. Acum facem prezența, iată, acum Onuța o să mi arăcă. Onuța e la Popescu, după aceea eu. Ascultiți microfonul. Cum sunt eu? Prezentă, bună ziua! Bună ziua! Așa? Sunt prezentă. Și o să fiu prezentă, o să mă stăr în orice casă, nu scăp nimic. Chiar dacă o să fac și paralel, o să fac și clătitele mele. Așa, te spun făina. Cât mai are eu prezența, urmează. Se verifică. Eu spun râb de făina. Iată, așa arată făina de hrișcă. Este, cum înțeleg, este hrișcă fărămițată. La culoare este, iată așa. Parcă sunt pesmeți. Pesmeți maronțiți. Până ce trei, să văd cum o să ia. După ce o să mai adaug dacă am nevoie. Ca grosime, eu cred deja e destul de ok. E deja de groasă este alatul meu și am observat că după ce m-am oprit de mesecat, el parcă s-a mai îngroșat încă, știți? Așa că sper că nu o să fie prea gros și se va coace. Am pus, după cum ați văzut, 3 linguri mari de făină aceasta. Probabil că trebuia 2. O să văd cum o să iasă pe sfârșit. Adaug ulei foarte puțin și o să adaug doar prima dată. Foarte puțin. Și o să mâncă cu așa pensulă ca să nu fie prea mult ulei. Aluatul meu s-a îngroșat foarte mult, așa că eu am decis să adaug și niște lapte de alune ca puțin să mai subțiez. Așa, eu am mai subțiat aluatul și tigaia mea deja e fierbinte, așa că să torn câte puțin. Așa. Deci, așa că mi-e greu cu o mână să fac, dar cam așa ceva. Văd cum, sper că nu se va lipi. Deci, în prima rundă la mine puțin s-au fărămițat și altul e foarte fărămicios. La a doua rundă le-am întors foarte ușor și se țin întregi, văd că. Și cred că n-am adăugat nimic sodă sau praf de copt, dar puțin s-au făcut mai pufoase. Am pus următoarea rundă, deci pun capacul puțin și vorbiți cum s-au primit, da, ele sunt foarte moi, foarte firave și vreau să fierbinte, vreau să gust asta cum e, ca să zic o... Alatul vine foarte, foarte gingaș, foarte moale. Și gustos. N-am adăugat mic zahăr, dar din cauza că banana este dulce, puterile sunt așa puțin dulce, puteri sănătoase. Foarte bune. Deci eu aș recomanda să vă adăugați 2 linguri de făină, dacă cercați voi de făină de asta de hrișcă. Sergiu grabă să vină, așa că aspreagă la sport, așa că eu pregătesc lui ceva așa puțin să mănânce. Că un mic dejun întârziat. Așa, și să-i dau și niște puțin miere. Eu o să mănânc și rim și o să plece. O întrebare din cauza că... Vă unde sunteți?
Hai să pătorie că mergem finalizăm, gata. Tu reușești la sport? Da. Hai că ți-am pregătit să mănânci ceva ripjor. Bun, hai că eu vin. Cred că cel mult îmi zici și să cași. Ok, hai, bine, te aștept. Mie un ceai? Serios, să vină pe 50 minute, așa că eu pun să mănânc. Deci, acestea sunt clătitele mele cu pâine de hrișcă. Arată așa mai cafenie, deoarece hrișcă făină e mai cafenie, dar nu sunt arse. Așa, pentru fete am vrut să zic că fetele la noi nu iubesc. I-am făcut și cu ovăz și lor nu le plac, așa că ele iubesc clătitele doar dacă sunt făcute cu făină. Dar ele dimineața deja au mâncat, noi deja n-am ce să mâncăm, ei deja au mâncat lapte cu cereale. Dacă o să vrem, o să le dăm și lor, dar cred că o să mănânce mult căpșunele. Eu o să continui să mă uit la lecții, facem aici acum, facem teste online, împreună le rezolvăm cu remorcarea autovehiculilor și eu la ora 8 și o să iau micul dejun. Cu întârziere. Deci eu o las într-o parte până ce micul dejun și o să spun aici încet. Deci, în ce caz întârzi remorcarea? În cazul în care până în serviciu o vehicul remorcat de defect, iar masa lui este mai mică decât jumătate de masă de parc pe vehiculul care tractează. Se admite? Cred că da. Eu cred că varianta 3 este corect răspunsul. În ce caz întârzi remorcarea? Dar poate să fie și asta, doi totuși. Știți câteodată răspunsul cel mai lung, cel adevărat. Nu știu dacă voi ceva înțelegeți, dar pentru cei care au permis, cred că sau dău, cred că înțeleg. Aici varianta 3, 46 metri precis, da. Dar în imaginea noastră câți metri are? Păi nu e indicat aici, e de semn întrebării. 400 guleți de acolo. A, 400 guleți. Și arată elecția online la mine astăzi. Așa, așa, stau cu mâncarea. E un plus undeva că pot să mănânc și nu mi-e incomoda. Dar totodată și este undeva rușinos, pentru că mulți atârnă foarte ușor la aceasta, dar lecția șoferiei e foarte responsabilă, eu sunt foarte responsabil, îmi schimbat când mănânc așa, așa că dar și-mi sunt foarte plământă. Dar dacă ceva nu mi este clar, nu rușesc, e un plus foarte mare că lecția este pusă la, se scrie, se registrează și eu dacă ceva scap, adic pot să o pun să mă uit încă o dată la repetare. Wow! Tu ai făcut asta, mami? Da. Singure. Wow, iepuraș. Tot iepuraș sau iursuleț? Da. Iepuraș. Bravo. La mine este fetiță, dar la mine e baghet. Tu ai făcut asta? Da. Deci o libelulă, o floricică, da? Și încă o floare mai mare. Foarte frumos. Încă e lipici? Bravo, foarte. Mie ți-a plăcut ție? La mine e la fetiță, dar tu trebuie să pregătit asta cu făină de hrișcă, ia gustă să vede că cum îți place. Imediat. Jessica, vreai așa? Ha? Vreai, mămică? Nu, cum a zis, nu prea iubesc, ea nu de să-ți placă? E cu banane, cu ou ușor, cu lăptică. Da, și cu hrișcă, cu făină de hrișcă. E bun? Nu prea le place Dora, da? Și încă e dulce de-abia, de-abia de ție. Mănânc, dragă căpșunică. Căpșunica, îți place? Nu, mi-e plac. Nu foarte mult îmi plac. Mai că știu că sunt sănătoase. Da, o ia, Minis. N-am mică. Nu știu, mai mică, să mai curățe. Mina, ești iubită dacă vrei. Vrei la mine, la mine mi-ai gustat. Hai, gustă, Rebica, eu vreau să fac mai parte lecțiile. Vreau să fac acolo, să vrem teste. Sunt mai moare decât cele precedente. Da, el este mai bine, mai puhave, da. Cum e mai dulce. Sigur. A plăcut lecția de astăzi? Da. Am mai văzut și câini în pădure, husky, știi? Erau doamne trece. Melissa mângâiat, așa era făcut poze. Super. Super. Da. Ți-a plăcut câinișoară? Eu nu am zis. Ai alergat pe... Da, ai alergat pe pământ. Da, nu am făcut. Da, Melissa, și noi CTM încă de câini, da? Cine a văzut vlogul, uitați-vă numai decât. Da, noi neapărat după ce terminăm căsuța noastră,
O să cumpărăm un câine. O, ce câine frumos. Și Jasmina o să se acomodeze să nu n-abe frică de câine, așa? Ok, eu vă las pe voi să mâncați, nici mergi direcția mai departe, eu scap, atunci vreau să mă aud la repetare. Așa că rezolvăm așa chestia. Prieteni, ăsta a fost vlogul de astăzi. Sper că vouă a fost interesant împreună cu mine să pregătim acest clătite. A fost un experiment, pentru că prima dată pregătesc din făină de pălișcă. Mie mi-a plăcut, zice, a plăcut. Copiii sunt mai capricioși. Eu mi-au rămas bun de la voi. O zi bună în continuare, vă uși, ne vedem în următorul vlog. Pa!